Bine v-am găsit, dragi copii, dragi tineri. Bine. Bine. Acest mod a fost consiliare. Aici consiliere este mult. Și ne-am învățat adevărat credință. Am fost crescut, o să spun, fără Dumnezeu. N-am fost, familia mea n-a fost practicant creștin, biserica n-am văzut-o decât la botez, când m-a botezat părinte. Și după aia s-a întâlnit relația cu biserica și cu credința. Deci pot să spun că am crescut fără credință. Am fost un ateu cu veșumat. Fără credința în Dumnezeu, fără credința în absolut nimica, în afară de forțele mele proprii. Până la vârsta de 18 ani, am avut o viață, pot să spun, cam lină. La 18 ani m-am înrolat în armată, voluntar, pe vremea aia se construia și planul. Uși să vă spun că mă cheamă Ioțu, am 58 de ani și sunt de aici în Ioțu. Să mă scuzați că am Ioțu. Și fiind la canal, acolo era o adunătură de oameni, din întreaga țară. Era comunism în floare, se construia canalul, toate porțile și inclusiv porțile speciale. Aici se includ armata, se include penitenciarele, șcările și restul. După 18 ani am cunoscut fata în Mezidia, fiind detașat la Mezidia și ne-am căsătorit. Eu aveam 18 ani, ea avea 17. Iar după scurt timp, ca rezultat din căsătorie, copil. Fetiță, ea era jumătate turcoaică și jumătate moldoveană. Deci, vă dați seama, eu genetic eram venit în sânul familiei ca un genetic, ca un bosnic. Nouă la genetic, zicea, totul. Partea aia Dumnezeu. Deci, în general, în legat, partea de sub. Și astfel am cunoscut, bineînțeles, am terminat armata, între timp am găstuit niște brăileni, bandă de infractori, sunt renumiți în întreaga țară, oameni care își dau un mături de mine, și i-am găzduit și găzduit și i-am amintat în gașcă, și-a zis în gașcă. Și astfel am început viața de gașcă. Între timp, acum fiind și vet, a intrat în viața mea. Și infracțiunea merge mână în mână cu alcool, sau o dependență, pare. Eu până la 18 ani, acum n-am avut, am dus o viață sportivă, sportivă de față, și astfel am ocolit viciile. Dar, cum am spus, viața infracțională merge mână în mână cu dependența, respectiv alcoolul, și astfel începe problemele în familie. Soția cu frații soției, am avut scandalul, certuri imense, am ajuns până la violența fizică și simțind între ei, vă dați seama că nu m-am simțit bine. În orice caz, de 79 am căzut la pușcărie din cauza neîncălzărit. Iar în acest timp, soția a divorțat. Divorțul a fost foarte simplu, fiind infractor, fiind în detenție, la poarta albă, în județul Constanța, la prima îmbrățișare, mi-a fi despărțit. Fetița rămânând cu studia ei. A venit această știre ca o bombă.
Mi-am gândit soția, bineînțeles, că din dacă se gândește. Dar, cu 2 ani, fiind în detenție, pedeapsa fiind de 8 ani, a decedat fata, fetița, a avut 7 ani. În mod tragic, trăgată de plăcere de mașină. Și mi-am jurat răzbunarea atunci, fiind tânăr și fiind și mai bezmetic la chestia, am zis că mă răzbun pe soție. M-am liberat din acea pedeapsă. Bineînțeles că m-am dus iar stare căsătorit, la Constanța, s-a mutat de pescuie și i-a căcat praia. Căcat praia. Era de ea, iar deja a început și o altă viață. O viață normală, o viață de liniștită și într-o dată apare eu în Praga. A văzut totul necurat. Bineînțeles, în timpul căsătoriei am bătut-o, am decurs la violență, ceea ce e proporul părerea. Deci toate astea le-am făcut sub influența. Am început, am prins perioada aceea odioasă a comunismului, am colindat cam toate penitenciarele din țară, fiind rău, de fire, toate penitenciarele și toți comandanții vor să scape de oamenii care creează probleme. Și astfel am plecat din cursă în cursă. Am vorbit la țară, m-am cunoscut țara, lumea de pe loc, lumea de jos. Și astfel am devenit un fel de faimos al penitenciarului. M-am liberat, am căzut din nou din cauza alcoolului. Ca să-mi întrețin alcoolismul, m-am apucat de alte lucruri. Am băut și din cauza alcoolismului meu, am avut și dependența asta de a deveni infractor. Deci, dependența de a face, de a crea rău, jurul tău, celor din jur, apropiaților tăi, și să devii infractor. Infractorul tău. M-am plimbat iar din nou în țară, din penitenciar în penitenciar și a venit un mod de viață, a mea. Eu, în cadrul penitenciar, poate pare absolut ceea ce vă spun, să mă simțeam bine. Când urma să mă liberez, am venit sat, au revenit gânduri de sinistre, ce am să fac, problemele sociale, familia mea s-a revedat de mine, frații mei nu mă necunosc nici în ziua de azi. Practic, am 6 ani și 2 luni. Am avut ieri de aștept la lucru. Dar sunt sceptici și să feresc de a nu mă întoarce la păcatele mele. Și din cauza asta s-a întrebat legătura între mine și familie, o întrerupere care persistă și în ziua mea. Dar nu prea mă teamă de dată, pentru că dacă ei nu mă vor, nici. Dar am găsit o familie aici, la o măstire, și asta este esența. Nu se poate de el. Ne întoarcem înapoi în mâine. Am devenit un locatar permanent al închisorii din țară. Și am adunat la un loc 26 de ani de închisoare, executate zi la zi, toate din faună pe tăi, alcoolul, ușa, medicamentelor, că în timpul detenției schimbam acolo cu medicamente, pastile,
Iar, barituri. Și atunci trimiteam din cameră fiind de cei buni din cameră, trimiteam din ținuța afară să-mi aducă medicamente. Și luam câte 40-50 de diazepame și dormeam câte 3 zile. Dormeam câte 3 zile să rupea firul și nu mai știam absolut nimic. Și asta a durat timp de 26 de ani, în care 15 ani am prins prin pediatre comuniste, iar după 90 am executat circa 10-11 ani în pediatre din prin astea democrate. Deci după Revoluție Rusă. Nu spun că e diferența de cer și pământ ce este acum, ce există acum, în pediatre și cum s-au executat perfect. Trecut a fost metoda aia comunistă bolșevică, terminarea omului, lent, încet, metodic, întâi psihic, moral, înseamnă tot ce e bun în tine, și bun fizic. Deci a trebuit să trec cu toate astea și cu toate astea îmi plăcea. Vă spun sincer că îmi plăcea. Plăcea viața dură, îmi plăcea să fac oameni, de două, trei zile nu mâncam, eram în care prostă, voce video, păi nu știu care ca s-a zis, era tutorial, era păcaș, grâul de corticat, era păcaș. Nu se putea mânca. Iar tutorial era păcaș, făcut din tăreță, din tăreță calitatea prea care se vedea la porci. Asta ne vedea să mâncăm și ne cedea 5 metri cub de pământ să sapi și să dai mult. Că dacă nu, seara torneai la izolare, te vedea, te călcam picioare și a doua zi porneai din nou pământ și bătut, plin de frig și așa mai departe. Dar nu vreau să se nimic, nu mă vreau de atât. Când mă liberam, bineînțeles, din nou, poate se pare așa, dar astăzi m-am liberat, după 6 ani, iar după 3 de zile, după o lună de zile, m-am trezit la aici. 3 de zile am făcut un copil nostru. M-am trezit pe arest, 32 de zile, și întrebam, deja mă știam, și gardienii și cei de pe arest, ce-am făcut? Și ai să plieze în anchetă. Și au venit, m-au spus în anchetă și atunci am conștientizat faptul că, de fapt, eu i-am închis pentru tiurărie. Tiurărie cu vădă mare în acolo. Și am lovit omul, i-am mâncat gura în străină și i-am luat 300 de lei, numai ca să vedem. Era incredibil. Un normal nu fac. Dau, derulez filmul înapoi și mă gândesc la ce a întâmplat cu mine în trecut, iar nu realizez cum am putut să fac acele lucruri. Nu realizez cum am putut să fac atâta rău. Făcea plăcere să văd lumea suferind în jurul meu. A suferit soția, a suferit mama, tata. Toată familia, prietenii, la urmă nici nu mai beau pe mine. Deci am venit omul ca să discut, să bei, să discut, că eram violent, ajungeam la violent. Și verbală, începea cu violența verbală, iar vorba la violența fizică. Și atunci nu are nimic. Am prins după 90 s-a mai îndulcit viața în penitenciar. A fost mâncarea mai bună ca viața mea. Puteam să-l dau judecată pe gardian, dacă eventual ridicat omul, i-am luat 2 martori de cameră și îl dădeam în judecată pe gardian. I-am dat niște drepturi care există și în prezent, dar care nu sunt bune.
Cum se impune? Pentru că deținutul profită de aceste drepturi și creează un fel de amalgam, un fel de haos în cadrul penitenciarului. Acea adversiune între gardian și deținut, între gardian și gardian, între deținut și deținut, și așa mai departe. Te duce să minți, să îndrăznești pe acel om care este plătit să aibă grijă de tine, să jignești, îl jigneam și acum să jignesc gardianul, de către om, de către deținut. Și toate pace, practic, e legat și de mâini și de picioare, acel om. Acel om care este plătit de stat, ca să aibă grijă de tine și să te sedeze, că până la urmă, că el, din ordin, te hrănește, îți dă haine curată și așa mai departe. Deci, este la chelemul deținut.